vrem să arătăm bine, vrem să arătăm bine și sănătoși, zic. Știți că degeaba arătăm bine dacă nu avem și sănătate. Și unde am putea mai bine decât aici, la Himarco Clinic, unde nu colectivul împreună cu patronatul își doresc să arătăm bine, să fim frumoase și frumoși, dar și sănătoase și sănătoși. Și am aflat eu, așa cum le aflu de fiecare dată, că aici la Himarco Clinic există niște chestii unicat în județ care ne ajută să fim sănătoși și frumoși. Și cum eu, știți bine, nu mă pricep la domeniul ăsta, cum mă pricep la altele, zic să mă ajut de specialiștii de la Himarco Clinic, așa cum v-am obișnuit, și am alături de mine o tânără doamnă specialistă, este, îmi spunea dinainte, știți, vreau să nu uit să zic acum repede, profesor de yoga, instructor de fitness și aerobic, Polixenia Rodina, bine v-am găsit! Bine ați venit la noi, mersi de prezentare. Și nici n-am uitat. Da. Ai spus bine, într-adevăr este unic în județ, waterbike se numește, este o bicicletă în apă. Este exact ca o ședință de waterbike, este exact ca o ședință pentru cine știe, de, ca un antrenament de spinning, numai că e în apă. Deci, practic, este foarte... Deci, la ce ne folosește? Haideți să vedem. Da. Că de văzut, telespectatorii noștri acum o văd în imagini, văd cum, deci ea se umple cu apă, se aprind niște luminițe, da, este extrem de comercială, dar să vedem și pentru ce o folosim. Adică toți putem veni că suntem sănătoși sau că nu? Da, secretul ei vine din faptul că acționează și în exterior și în interior. Deci, din interior, este eficiența vine prin mișcarea pe care o facem, deci ca orice altă mișcare de sport, și din exterior, bineînțeles, vine prin forța apei. Deci apa acționează exact ca un drenaj. Drenajul este practic un masaj care ajută la eliminarea apei din organism și atunci e ca și cum ai face și masaj și sport în același timp, în aceeași ședință. Deci asta e maximum, asta este marele avantaj. Bineînțeles, e poate folosit de oricine, deci nu are contraindicații, poate folosi de femei gravide și în timpul nașterii și după naștere, poate fi folosită și de seniori, de persoane puțin mai în vârstă, poate fi folosită și de persoane care au suferit accidentări. Alt avantaj este că este foarte blând cu încheieturile și cu ligamentele. Deci sunt persoane cărora le-a fost interzis antrenamentul cu impact la sol, sărituri sau alergare sau ceva în genul ăsta și atunci ne fiind niciun impact, dar totuși în corpul se pune în mișcare, atunci este un mare avantaj. Da, am auzit eu așa că este foarte bună, este recomandată sportivilor și sportivilor. Bineînțeles, da, asta urma să spun, bineînțeles și sportivilor, că sportivii au nevoie și de antrenament, dar să mai și accidentează și recuperările de după accidentări să fac foarte eficient. Da, deci e foarte bun, v-am spus, pentru încheieturi, pentru ligamente, pentru persoane supraponderale care au mai multe kilograme decât media normală. Da. Pentru îngrășare, nu? Pentru îngrășare? Să mă gândesc, nu, pentru îngrășare. Deci, e bine și pentru menținerea, așa se... Deci pentru menținerea tonusului, nu? Da, apropo de îngrășare, nu e tocmai o îngrășare, dar chiar și persoanele care sunt slăbuțe pot să vină pentru că se pune corpul în mișcare foarte bine și atunci se hidratează ligamentele, încheieturile și este practic e pentru oricine. Deci nu pentru oricine, da. Dar și pentru sportiv, pentru recuperare, mi se pare foarte important, mai ales că este unicat în județ, aviz amatorilor. Și să vedem, deci vine clientul, se echipează adecvat, ca să spun așa, se urcă, nu, da, în... Preferabil să aibă un costum ca de not, un costum de baie, se urcă pe bicicletă, se pornește. Există mai multe programe cu intensitate diferită în funcție de fiecare cum simte nevoia și cum i-a fost recomandat. Bineînțeles, la început timpul poate fi mai scurt și intensitatea mai mică și se crește progresiv și atunci fiecare își alege
sau urcă pe bicicletă, o pornim, se umple cu apă și atunci încep să faci mișcare, apa își face, da, apa își face și ea treaba ei, este și ca un fel de jacuzzi, ca să înțeleagă, da. Și e presiune apei care vine din toate părțile, acționează asupra mușchiului, asupra pielii și pielea arată mai bine. Da, vine clientul și singur intră aici și face de cap sau nu? Trebuie să fiți dumneavoastră care să-l... Da, deci vine, noi facem o mică investigare să vedem cam unde se află și ce are nevoie și bineînțeles că îl ajutăm, îi pregătim tot, începe ședința și după aia... Cât durează o ședință? Să rămână singur, 30 sau 45 de minute. Trebuie să fie, deci vin astăzi și, nu știu, mai vin peste două luni de rezultate? Nimic nu dă rezultate așa, nimic nu dă rezultate așa. Bineînțeles, e de preferat să și ia. Noi avem și pachete, bineînțeles, sunt prețuri diferite dacă ți iei 5 sau 8 sau 10 ședințe. Da, bineînțeles că trebuie să facă constant. Nu neapărat toată viața, dar pentru o perioadă de o lună, două, depinde ce are nevoie. Are contraindicații? Nu are contraindicații. Deci, da, încă un lucru, da, încă... Da. Numai beneficii, oameni buni, însă, da. V-am spus că aflu multe și eu din stânga, din dreapta, din față, din spate. Deci am înțeles așa, că domne, avem acest water bike, uite, bine că scrie pe ea ca să nu știți că memoria de la o vârstă te mai... Nu mă ajută cu memoria, nu. Dar am înțeles așa, că dă rezultate foarte bune, dar nu singură. Da, bineînțeles. Avem, clinica e complexă, are foarte multe departamente, deci fiecare își poate alege. Lângă waterbike poate să fie sauna. Sunt bine informată în acest domeniu. Da. Deci facem, putem să facem, da, și doar bicicleta cu apă, ca să vorbim pe românește, nu pe englezește, să înțeleagă tot poporul, că până la urmă spuneați că este adresată tuturor. Exact, bicicletă în apă. Putem să facem, dar ca să avem rezultate foarte bune, trebuie să mergem și lângă la saună, nu, ca să avem rezultate și mai bune. Da. Dacă mai este de adăugat ceva ce n-am întrebat eu... Da, ar mai fi. Deci, ce n-am spus în mod concret, se deduce, dar e bine de menționat. Acționează foarte bine asupra feselor, abdomenului, picioarelor, reduce din kilograme, reduce din centimetri... Crește circulația sanguină, deci o activează mult mai bine decât dacă nu am face nimic, bineînțeles. Cam, e puțin solicitant, dar este și foarte relaxant. Cam atât. Este unicat, ne face să fim frumoase și sănătoase și eu îi propun și Polixeniei, vă propun și dumneavoastră ca de la bicicleta în apă să mergem la saună, căci se poate și separat, dar dacă vrem să avem rezultate, trebuie să le facem pe amândouă și atunci am vorbit despre bicicletă, zic să mergem și vis-a-vis la saună ca să facem exercițiul complet. Ei, cum v-am promis, de la... Bicicleta în apă, sub apă, cum vreți să-i spuneți, este extrem de benefică și sănătoasă pentru toți, sănătoși, nesănătoși, căci ați văzut, nu are contraindicații. Am ajuns, așa cum vă spuneam, la saună și din nou vedeți imaginile, pentru că amândouă dau niște rezultate extraordinare și din nou apelăm la specialist să ne spună ce face bine sauna în afară de a te relaxa, că eu vă spun drept că aș dormi aici. Da, sauna este o saună japoneză, ea are o poveste drăguță. În trecut, japonezii foloseau o tehnică de detoxifiere pe care numai acolo am auzit-o. Intrau, se duceau la mare în timpul verii și intrau sub nisip, stăteau acolo să detoxifiau. Deci transpirau de la nisipul foarte cald și așa se detoxifiau. Toxinele rămâneau acolo, mă rog, evitau zona aia pentru o vreme, da, pentru că era chiar funcționa. Ei, povestea asta s-a transpus aici în sauna asta, este o tehnologie japoneză, materialele din care sunt făcute sunt speciale pentru a crea această căldură, dar a și curăța toate toxinele după fiecare persoană care vine și o folosește. Are mai multe beneficii, bineînțeles, de detoxifiere,
cum era de așteptat, și regenerare, deci are și un beneficiu de anti-îmbătrânire, slăbire, bineînțeles, deci se ard până în 600 de calorii, da? Prin urmare, se slăbește la fel în centimetri, și bineînțeles relaxare. Deci, cum spuneai și tu, bineînțeles, relaxare. Păi, eu te știam, deci, adică da, știam. Da, da. Așa că după o ședință în sala de fitness cu mine, pot să vină să se relaxeze la saună. Da, da, că... da. Știți că ne spunea despre specialistul nostru de astăzi, de japonez, cum în Târgoviște nu prea avem nisip decât la complexul de natație, unde teoretic și practic mergem să ne bronzăm și să ne bălăcim. Zic, venim la Himarco Clinic, unde nisipul japonez este înlocuit de această saună, exact, da? Exact. Care, iată, este extrem de benefică. Ne spuneați despre detoxifierea organismului, foarte importantă în zilele noastre, despre întinerire, nu? Da, da. Extrem de important. Și ce este mai decât relaxare? Cam cât durează o ședință? La fel ca și bicicleta, în funcție de persoane, dacă au mai venit sau nu, dacă au mai folosit sau nu, durează de la 10 minute la 30, la fel. Intensitatea e diferită și ce e foarte interesant de știut e că putem să reglăm temperatura pe partea superioară și partea inferioară a corpului, în funcție de fiecare persoană cum vrea sau cum are nevoie. Bun, da. Acum ne referim la clienții serioși care chiar vor să rămână și să fie sănătoși și frumoși. Ce le recomandați dumneavoastră acestor clienți referitor la această bicicletă sub apă și la saună? Deci pe lună, știți că vorbeam, noi făceam o glumiță mai devreme, că domne, vin odată pe lună și am rezolvat problema. Nu, ce recomandați dumneavoastră? Le recomand să vină la clinică. La clinică, noi facem... La Himarco Clinică, la Himarco... Iată, avem aparatură unicată în județ. Da, asta e clar, e distinct. Și atunci să vină la clinică. Purtăm o mică discuție cu ei. Ei ne spun cam ce obiective au, cam cum sunt, ca ce tolerează, ce nu tolerează. Și atunci e personalizat. Deci îi recomandăm fiecărui client ceva diferit. Poate, nu știu, 5 ședințe de saună și 10 de bicicletă, de exemplu. Pentru că avem tot felul de pachete, pachetele pot fi și flexibile, bineînțeles, și atunci aici e important să vină, să ne ceară noi informații, noi le găsim o variantă care să le se potrivească și atunci e de aici încolo... Mie nu rămâne decât să vă mulțumesc pentru amabilitatea cu care ați răspuns întrebărilor, nu, și curiozităților noastre. Dumneavoastră, doamnelor și domnilor, de ce nu? Ce să vă spun decât că vă așteaptă Himarco Clinic, exact așa cum spuneam, cu aparatură unicată în județ, care vă ajută să fiți frumoși și sănătoși.